Ficusul nu e doar o plantă frumoasă de apartament, ci una dintre cele care ajută la absorpția monoxidului de carbon din încăperile în care aerisirea e făcută mai rar. Această plantă e bine să nu fie lăsată în bătaia directă a razelor soarelui, ci pusă undeva mai departe de fereastră. Arborele de cauciuc este cunoscut și ca Ficus elastica. Este una din plantele cele mai prezente în apartamentele noastre, deoarece nu e deloc pretențioasă. Ajunge la dimensiuni mari și o înălțime de aproape 1,5 metri. Nu are nevoie de multă apă, iar periodic e recomandată curățarea frunzelor sale cu o cârpă umedă. Aloe vera nu e doar un bun remediu de vindecare a arsurilor, înțepăturilor și tăieturilor. De asemenea, ajută și la procesul de detoxificare a organismului și purificarea aerului. Iedera se dezvoltă foarte bine în camerele în care termometrul arată o temperatură moderată. Despre această plantă, specialiștii susțin că absorbe 90% din benzen. Planta păianjen poate fi recunoscută prin frunzele sale lungi și înguste, de culoare verde, galben sau alb. Se dezvoltă în aproape orice mediu, însă frunzele îi se usucă dacă este ținută în bătaia directă a soarelui.